Sărutuna domnilor, bună ziua domnilor! Suntem iată din nou într-o ședință de îndată, o ședință extraordinară. Doamna secretar general, vă rog să ne spuneți dacă avem forum pentru această ședință. Da, domnule președinte, sunt prezent 12 consilieri locali, este întâlnit formul legal. Vă mulțumesc mult, să ne ridicăm pentru ascultare. Să veniți și astăzi. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu din data de 30 septembrie 2024 cuprinde două proiecte și, așa cum știu, le aveți la mapă fiecare dintre dumneavoastră. Cine este de acord cu această ordine de zi? Să abține cineva? Cineva împotriva? În unanimitate, acest ordine de zi a fost adoptat. Proiectul numărul 1 de astăzi este proiectul de hotărâre numărul 307 din 30 septembrie 2024 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu numărul 59 din 28 martie 2024 cu modificările ulterioare pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al SECE Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții? Dacă nu sunt, doamna secretar, aici ne votăm. Da, o să votăm cu votul secret. La final, după amândouă. Da. Atunci dau citire și celui de-al doilea proiect de hotărâre, numărul 308 din 30 septembrie 2024, privind convocarea adunării generale a acționarilor și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în adunarea generală a acționarilor la SECE Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, să trecem la vot. Pentru fiecare dintre acestea avem... O să reamintesc vă rog să dați drumul la microfon. Da. Pentru valabilitatea votului trebuie să bifați cu X căsuța corespunzătoare opțiunii dumneavoastră și aveți vot pentru, împotrivă sau abținere. Mulțumesc. Trecem la procedura de vot. Da. Vă rog să domnul Andrei Sander. Domnul Bușcu.
domnul Dumitriu. Domnul Funieru. Doamna Nichita? Domnul Pălălău? Doamna Pettenaru? Doamna Sârbia Lăzunea? Domnul George. Pentru că domnul Daud, care era membru în Comisia de Numărare, absentează, o să vă rog să desemnați un înlocuitor. Îl desemnăm pe domnul Gâdea în locul domnului Daud. La Comisia de Numărare. Dacă sunteți de acord, cine pentru, toată lumea, cine împotrivă, mulțumim. Domnul profesor. Până când Comisia de Numărare și Validare a Votului își termină datoria, vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că în condițiile acestea și atmosferice și de îndată ați făcut tot posibilul să participați la această ședință pentru că este una importantă pentru comunitate. Mulțumesc, domnul Dumitriu, mai ales pentru că pe partea aceea sunteți aproape singuri și vă sunt sigur că ce facem astăzi este pentru binele orașului. Fervent acolo în spate. O activitate ferventă în spate.
numărare și validare. Da. Aveți ochelarii? Pe rând. Da. Domnul președinte, aveți cuvântul, o să vă rog să dați drumul la microfon. Mulțumesc. Pentru proiectul de hotărâre numărul 317 anul 2024, din 12 consilieri prezenți, avem 11 voturi pentru și o abținere. Am înțeles, mulțumim. Deci, pentru 308. Pentru proiectul de hotărâre numărul 13 anul 2024, avem 12 consilieri prezenți, dintre care 11 voturi pentru și o abținere. Mulțumim. Deci, iată, ambele proiecte au fost adoptate. Vă mulțumesc, declar ședința închisă. Vă urez o zi bună. Mulțumesc.